Iată-ne și în tutorialul de astăzi cu o frumoasă cântare, Tu ești cel mai minunat. Cântarea este în tonalitatea mi minor. Peste tot vom întâlni un fa diez, da? Să ținem minte, fac specificația asta, cu ocazia asta învățăm și puțină teorie muzicală. Ok, cântarea începe în octavă, re cu re. Distanța dintre 8 sunete, se numește octavă, interval de octavă se numește, da? Și o să facem re, 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 mi, fa diez. Pe sol intrăm, da? Și apoi suntem în terță, sol cu si. Da? Asta e prima parte, apoi mi cu sol. Este în stil secvență, identic cum facem aici, identic facem mai jos. Asta înseamnă stil în secvență. Parte de strofă, da? De introducere, de fapt. Asemănător o să fie și refrenul, doar că note mai puține, da? Ok, apoi intrăm pe strofă. N-am cuvinte, mi, fa. Și apoi intrăm în terță. Fa diez cu la și mi cu sol. Face treaba asta cu acordul re major, da? Sunt din terță în acord. Vin pe deasupra cu 4-2. Sau pe, și pe terța se poate. Da? Apoi în cvartă, si cu mi. Iar la partea de baș, intrăm pe amândoi bași odată, mi și mi minor. N-am cuvinte ca să spun. Și am sărit în do. Cât ești tu, Doamne, de bun. Re, plecat spre mi, si minor, m-ai mântuit. Da-ra-ra, niciodată, mi minor, do major, re, si minor, da, e de două ori aceeași temă care se repetă. Și apoi pe refren, trecerea. Suntem pe contrabasul lui Si, care este re diez. Da? Avem re. Deci, după sol avem re. E 1, 2, 3. Ești al lumii minor, mi, un, si minor, un,
iarăși sol. De aceea recânt do, do, re, re, sol. Dai lumină, re major, mi, si minor. Re, do, si șapte, da, salt mare, do, do, și mi. Ok, aceasta e partea de bași, învață separat dreapta, învață separat stânga și nu uita că un acordeonist adevărat nu cântă doar la clape, nu cântă doar la bași. Da? Un acordeonist adevărat, chiar dacă e mai ușor într-o parte sau alta, le unește în cele din urmă și practic acesta este acordeonul. Este format din bași și clape. Trebuie să cântăm cu ambele mâini. Da? Dacă e doar cu o mână, atunci ești clapar. Da? Poți cânta și la orgă, poți cânta și la acordeon, la triolet, la ce mai este, la cum se numește instrumentul ăla, tot ce este cu clape. Însă dacă vrei să fii acordeonist, unește ambele mâini, stânga cu dreapta. Chinuie-te și cred că îți va ieși.